Și bine v-am regăsit la un nou episod de pe canalul Flowstyle, unde astăzi o să avem o degustare absolut fenomenală. Astăzi o să mâncăm pentru prima oară Taco Bell. Știți că și la noi în România a venit Taco Bell și tocmai de aceea am zis, băi, hai să mergem, am încercat să dau o comandă, dar din păcate nu fac comenzi Taco Bell acasă și trebuie să mă duc eu să-mi iau. Așa că dați un mare like pentru că aceasta o să fie o degustare, cum să zic, o primă degustare pentru mine și bineînțeles să distribuiți acest video mai departe. Și pe lângă chestiile astea vreau neapărat să urmăriți și pe pagina mea de Instagram și pe pagina soției mele de Instagram. Și bineînțeles și blogul ei îl aveți în descriere, pentru că acolo a postat ceva super super delicios, ceva super fenomenal. O să vă arăt niște poze exact aici și aici. Și o să vă plouă în gură, așa că aveți blogul ei în descriere și bineînțeles să-i dați și un follow pe Instagram în momentul ăsta. Hai să vedem, o să facem un fel de mukbang challenge, știți toată lumea, mukbang-ul, continuăm și fiți atenți ce am eu aici. Stați așa să dăm asta puțin mai jos. Oh, o pungă de la Taco Bell. Avem un felul următor, de la Taco Bell avem șervețele. Nu-s bune? Ok, nu le mâncați, șervețele nu sunt de mâncare. Avem aici, ia uitați ce mi-am luat eu aici, cum se cheamă ăsta, am văzut că erau mai multe sortimente de Taco Bell și așa mai departe, am luat un Big Bell Box pe care va trebui să-l degustăm, ia, mamă, deja simt parfumul ăla de la taco, știți ce fel se simte? Fuu, mamă, așa că îl deschidem, ia uitați ce e aici, avem așa, ce conține Big Bell Box-ul ăsta, avem așa. Avem un quesadilla, cum se zice, mă? Quesadilla, ia uitați, cu niște ciocolată înăuntru. Asta este ca desert, așa, avem două bucăți aici. Avem niște nachos. Ia uitați, și nachos, avem și niște nachos aici. Trebuia așa niște. Ia, încă nu îl degust, trebuia niște cum e, mă? Brânză din aia. Așa, avem aici. Mamă, dar mai avem o leacă acolo. Avem aici probabil tacosul. Ia uitați și tacosul ăsta. O să vi-l arăt după aceea, mai bine nu vi-l arăt momentan. Și mai avem aici și o shawarma sau, nu e shawarma. Am uitat cum se cheamă chestia asta, am uitat. Nu mă țin minte, credeți-mă. N-am nici bonul aici ca să vi-l arăt. Îmi pare tare, tare rău. Cu niște nachos să îi degustăm aici. Dăm cutia asta la o parte pentru că nu prea îmi place cum arată în cadru. Punem rostul. Ia să vedem, avem aici niște nachos. Sau, da. Bun, bun. Mamă, e bun. Mergea niște brânză topită din aceea. Absolut suculentă. Mamă, e bun tare. Vreau să ne băgăm direct în tacos. La Taco Bell am văzut că m-a întrebat aia de acolo că ce fel vreau să fie lipia aia, să fie crocantă sau moale. Greșeala mea a fost pentru că eu nu am luat lipia asta tare și lipia este moale, ceea ce puteam să o fac și eu. Este cu carne de porc înăuntru, are varză, din câte văd parcă morcov cred și nu mai știu ce are aici. Și carne de porc am ales. Bucățele mici de porc, cred că niște sosuri, ketchup și ceva, eu zic că e iute, dar eu trebuia să fie iute, dar am ales dulce pentru că mie îmi place foarte, foarte mult dulce. Așa că, bun apetit, dacă vă duceți la tacos, luați-vă din aia crocantă, nu știu, trebuia să-mi iau de aia crocantă, greșeala mea, așa că, Doamne ajută, bun apetit! Mmm! Nu e bun. E chiar bun pentru că mai țineți minte când am făcut și eu tacos? Și la mine era la fel de bun, dar mai bun era a meu. Bă, dar e bun și ăsta. Cred că o să-l mănânc pe tot ea. Faza cea mai nașpa este că îl mănânc foarte repede, fiți atenți. E bine.
Bă, e bun. Dar să nu faceți ca mine, pentru că vedeți că eu sunt cam nehalit. Dar dați un mare like în momentul ăsta și distribuiți mai departe, pentru că este ceva, ceva fenomenal. Ok, o să trec acum la shawarma asta, nu știu ce este mai exact. Parcă țin minte că era o mini shawarma. Bine, nu e shawarma, am uitat cum se cheamă, vedeți că e învelit într-o lipie. Așa, revin puțin la tacosul ăla. Tacosul a fost foarte bun, dar vroiam să încerc cu crusta aia crocantă. Trebuia data viitoare când mă duc să iau crocant să văd. Ok, nu mai țin minte exact ce conține ăsta. Bineînțeles, mi-a dat și o cola. Când am fost acolo, a fost prima oară când m-am dus, a trebuit să îmi iau eu singur cola. Mi-a dat un pahar de cola și mi-a zis, mi l-a dat gol și nu știam ce să fac cu el. Știi, am zis, bă, poate cola asta e invizibilă, ceva, știi? Și mi-a zis că trebuie să mă duc la un aparat și să apăs eu pe niște butoane pe acolo. Ok, și m-am dus la aparatul ăla. Na, mamă, dacă aș avea și eu un aparat din ăla care să dea cola acasă. Ok, hai să vedem chestia asta, cu lipia asta și cu încă ceva înăuntru, nu știu ce conține, am uitat. Nu știu ce chestia aia, fiți atenți. Ăla e orez, unt, se simte gustul ăla de unt. Are și carne, are și ceapă. Și mă mai uit așa să văd ce mai are. Are cred că și cașcaval, din câte văd, cred, nu știu sigur. Mă, dar e bun. Wow, mai are și varză, din câte văd. E un fel de mini shawarma, dar este mult mai bună decât shawarma normal pe care voi o luați. Este foarte, foarte bună. Este carne de porc, din câte văd aia. E foarte bună. Mă scuzați că vorbesc cu gura deschisă, dar credeți-mă că mi-este și foame de mor. E prima oară când văd o mini shawarma din asta cu orez în el. Bă, dar e foarte bună. Deci îți ține de foame, știi? Are și maioneză, din câte văd. Ok, o să... iau o pauză de bot pentru că mor de sete. Ca desert, tot în Big Bear Box, asta este un fel de meniu mai mare, am aici două quesadilla, sau cum se zice, quesadilla, am aici două bucăți de quesadilla cu ciocolată înăuntru și sunt tare curios câtă ciocolată are înăuntru. Hai să vedem, o rupem. Ok, vreau să o rup, să văd câtă ciocolată are. Ok, se vede ciocolata în el, se vede foarte, foarte bine. Bon appetit! Mamă, ce bună e ciocolata asta. Nu știu, dar am impresia că e Nutella sau finetei. Știți cum se simte? E ca și când ai mâncat un chips, pentru că este foarte subțire, vedeți cât de subțire este, îmbibat așa în ciocolată și îl bagi în gură apoi. Se spune că cel mai bune chipsuri sau cea mai bună mâncare pe care tu poți să o bagi în gură, ca să mă exprim așa, este cea turtită. Nu mai știu cine a inventat chestia asta și cine a spus chestia asta, dar țin minte că văzusem un video în care cineva... parcă cei de la acelea cu chipsurile aia, cu rondele sau ceva de genul, au dovedit științific că aia este cea mai bună mâncare pe care tu poți să o bagi în gură și se poate mânca. Da, ce să zic acum? Băi, asta e. O să iau și ultima parte asta. Că desertul ăsta chiar e foarte, foarte delicios. Nu mai pot să mă opresc, mă jur. Cred că dintr-un meniu din ăsta eu m-am satur. Băi, dar e fenomenal, jur că nu pot să mă opresc din mâncat. Deci, fiți atenți, mai am. Deci am mâncat tacosul ăla. De data viitoare, băi, trebuia neapărat să iau aia cu crusta aia crocantă, neapărat, neapărat. Am mâncat și desertul, am mâncat, mai am puțin din chestia asta. Și mai am și chipsurile astea, nachosul ăsta, merge foarte bine. Bă, o să termin de mâncat chestia asta. Dar cel mai mult și cel mai mult, dintre toate astea, mi-a plăcut asta. Mamă, mă doar fălcile. Asta e sunetul victoriei, ca să știți și voi de acum. Cam asta a fost pentru prima oară când am încercat eu Taco Bell. Este foarte bun, vă recomand cu cea mai mare încredere. Este destul de bun. Și bineînțeles, cred că o să-mi iau și a doua oară, o să, și a treia și a patra. Este foarte bun și îmi place că în România se introduc tot felul de magazine din acestea din America și așa mai departe, pe care va trebui să le degustăm și noi. Din ce în ce mai multe, foarte, foarte bine. Așa că nu uitați, ne urmăriți pagina noastră de Instagram. Aveți Instagramul meu și a soției mele, îl aveți în descriere. Și bineînțeles, vă reamintesc de blogul ei, îl aveți tot în descriere. Neapărat vă duceți în momentul ăsta și dați un mare, mare click acolo și un follow. Așa că vreau să vă mai zic că bosti cei mai tari, cei mai tari pofticioși. Și noi ne vedem data viitoare, multă pace și iubire. Salutare!